Simplo în România, organizație non-profit care dezvoltă programe educaționale pentru copii și adulți, desfășoară a patra ediție a proiectului Future Day Dezvoltăm competențele generațiilor viitoare, care își propune să ofere copiilor cu oportunități limitate șansa de a face față cererilor pieței muncii prin dezvoltarea unor competențe cheie. Proiectul Future Day Dezvoltăm competențele generațiilor viitoare se adresează copiilor cu vârste între 10 și 14 ani și scopul proiectului și al cursurilor pe care le avem în desfășurare este de a pregăti și a familiariza copiii cu abilități și competențe cheie pentru piața muncii din viitor. În prezent avem deschis un nou modul, cel de competențe creative în mediul digital, unde avem două cursuri, unde invităm toți copiii să se înscrie, copii cu vârste între 10 și 14 ani, un curs de comunicare în mediul online, care se va desfășura între 28 și 30 mai, respectiv un curs de graphic design, unde copiii vor învăța să lucreze în Figma, planificat pentru 4-6 iunie. Avem de la Iași, de la București, din Galați, din Medvia și din Olt. Wow, super! Avem din toate colțurile țării! 15 ani, 12 ani, 10. Undeva la 10-14 ani din ce observ. Super! Ce drăguț! Sunteți pregătiți pentru lecția de astăzi? Da! Bun, păi astăzi vorbim despre deepfake. Deci îs inversate între ele stângă cu dreapta. Bun, mergem înapoi în script și dacă este un minus în față la acel input, șterge-l. Dacă nu este, adaugă unul. Ok, acum merge că am pus minusul. Super! Ok, mulțumesc! Plăcere! V-au plăcut aceste 4 zile cu noi? Da! A fost chiar foarte interesant, sincer. De obicei când intru la gen la școală, în clasă noi mă cam plictiseam și mă gândeam că o să-mi pierd interesul, dar chiar a fost foarte interesant. Chiar când ați intrat și am început, mai ales la cei care aveți camerele pornite și am început să vă văd fetele, eram ceva gen, oh, uite! Chiar sper să ne mai vedem în cadrul altor cursuri. O să facem întâlnirea de 10 ani de terminarea cursului. Mulțumim! Da! Da! Sperăm să avem tot mai multe cursuri cu tine. Mai stăm 4 zile. Eu mi-aș dori să învățăm C-Sharp, pentru că am avut cursul de Unity Game Development și acum ar fi tare să învățăm și C-Sharp ca să putem să ne continuăm jocurile. PC debugging sau să reinstalezi Windows-ul, asamblare de calculatoare. Deci, tu deja ești pregătit cu ce te-ar plăcea să înveți. Da. Future Day 4 se desfășoară la nivel național până în luna iunie și este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani care provin din mediul rural și urban mic. Cursurile se desfășoară exclusiv online, ceea ce înseamnă că participanții trebuie să aibă acces la un dispozitiv gen computer, tabletă sau smartphone, precum și la internet. Sunt gratuite și susținute de trainer Simplon România cu implicarea voluntarilor Societei General Global Solution Center.